România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Cea mai bună veste din ultimele săptămâni este că România se vaccinează. Avem o armă la îndemână. Asta arată că cei mai mulți dintre noi sunt raționali și că pot trece de pragurile fricii. Sunt convins că va fi greu și în perioada următoare, dar avem un motiv de optimism. Am însă o întrebare. Sunt aceste cote mari de vaccinare rezultatul restricțiilor sau rezultatul fricii? Care să fie predominant? O să aflăm în timp. Acum însă au trecut 24 de ore de certificat verde. O măsură pe care, dacă statul ar fi aplicat-o mai devreme, am fi putut evita o serie de morți inutile. Tot ce trebuia să facă era să ia o măsură nepopulară. Asta fac liderii, iau măsuri nepopulare. Și acum, când au luat-o, s-a început cu gâlme. Na, a fost nevoie de două hotărâri ca să fie clar că și la mall aceste certificate sunt necesare. Și de un discurs al lui Raed Arafat ca lumea să se convingă că de data asta măsura e pe bune, domnule. Astfel, certificatul verde este cerut în majoritatea activităților zilnice, după cum s-a exprimat Klaus Iohannis. Este vorba de magazine, nealimentare, săli de sport, piscine, săli de jocuri. Certificatul este cerut și în instituții publice, dar aici este admis și un test, adică nu poți să sari peste plata impozitelor dacă n-ai certificat verde. În benzinării, magazine alimentare sau biserici se poate intra fără restricții. Firesc, nu a fost cerut în toate locurile astea, iar în altele s-a făcut exces de zel. Firesc, există și proteste, nemulțumiri și oameni care cred că măsura e greșită. Așa e normal să fie. Dar acest certificat verde este și un test pentru societate. Îmi cer scuze. Vom vedea ce putem face împreună, pentru că separat a rezultat ceea ce avem în acest moment. Până astăzi, guvernul și societatea au hotărât că drumul individual este cel mai simplu și mai sigur. Ani de zile am fost obișnuiți să ieșim singuri din orice fel de necazuri și noi știm sigur că nu e nimeni care să ne ajute. La noi nu există nici încredere în stat, nici în cei de lângă noi. Și zilnic cerințele sunt mai mari de la ceilalți, nu de la noi. Pentru prima dată în istoria noastră recentă, trebuie să trecem o punte împreună. Nu putem să o facem unii fără alții. Asta am învățat pentru că drumul de unii singuri ne-a dus și azi la peste 500 de morți, iar în zilele următoare o să vedeți că vor fi și mai mulți. Dar putem acum să vedem dacă împreună, ajutându-ne unii pe alții, avem mai mult succes. Sunt convins că pe drumul acesta vor fi obstacole și că nu totul va merge cum trebuie. Poate o să-mi arătați asta chiar voi în emisiunea de azi. Aș vrea să știu cum funcționează sau cum a funcționat acest certificat. Cum v-a îngreunat viața și în ce situații complicate v-ați trezit? Sau în ce situații bune? Știu că efectele sunt diferite pentru fiecare dintre noi și că sunt mii de cazuri. 0372069599. Sunați-ne din orice colț îndepărtat al României, căci legea e aceeași peste tot. 0372069599. Cum funcționează, domnule, aplicarea certificatului verde în țara noastră? Unde vi s-a cerut și unde nu vi s-a cerut? Credeți că apariția acestuia este cea care impulsionează vaccinarea? Cum zice multă lume, domnule, ia-i românul, iar-i românului molul și o să vezi cum se vaccinează. 0372069599. Această emisiune este și pe Facebook. Știți că mai arunc un ochi acolo, mă mai uit pe mesaje. Sper să putem intra cu toții în dialog aici la Europa FM. Bogdan deschide România în direct. Salutare, Bogdan! Vă salut și eu pe noastră și pe ascultătorii noastră. Eram în drum spre Danemarca, unde sunt rezident acolo de vreo 7 ani, și am auzit discuția cu certificatul verde. Bănuiesc eu că e vorba de acel cod QR care se arată la intrare într-un magazin. Am acel cod QR din luna iulie anul ăsta, când mi s-a eliberat ca o dovadă că am făcut vaccinul în Danemarca. Mi s-a cerut ieri la McDonald's
Însă doamna de acolo, când l-a scanat, a zis că nu e valabil, că nu-i merge din ce aplicația și nu m-a lăsat să intru să mănânc. Păi ori nu e valabil, ori nu-i merge e aplicația, da? Păi, cred că nu merge e aplicația, pentru că la vamă, la Nădlac, merge. Da, la, adică e posibil să fie, Bogdan, nu știu, mă gândesc, dau și eu explicație așa, adică să fie o aplicație care citește doar ce e emis în România, nu și în Danemarca, și cei de la... Mă îndoiesc. Da, mă rog, în fine. Pentru că știu că e ceva internațional. Da. Ce vreau să vă spun e sens altceva. Acest cod QR în Danemarca nu se cere nicăieri. Mm-hmm. Păi nu, păi s-au ridicat ceva. Restricțiile, da. Nu. Nu? Păi așa am înțeles, că după 80%... Restricții. Da, 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 s-au ridicat restricțiile, dar din luna iulie până în data de astăzi au mai fost restricții. Dar niciodată nu mi s-a cerut nicăieri acest cod QR decât la granița cu România și pe teritoriul României. Efectiv, dacă ești de bun simț, nu te duci la cumpărături și stai acasă. Efectiv, așa funcționează acolo. Aici, dacă n-ai bucată de hârtie sau n-ai cod QR care să fie compatibil cu cerințele autorităților românești, efectiv nu poți să mănânci, nu poți face piața. Ba, nu e așa. Acel, nu e așa, adică hai așa să nu... Așa mi s-a mie. Nu, stai un pic. Bine, aia a fost un accident. Poți să te duci în orice magazin alimentar și acolo unde ai fost tu, nu știu care e cauza de nu a mers acel loc, dar bănuiesc că nu a fost ca și cum n-ai fost primit în orice restaurant. Da. Acum vreau... Societatea daneză în care tu spui că locuiești, cum se raportează de fapt la această chestiune? Păi societatea daneză abia aștepta să se vaccineze, pentru că ei cred în argumentele de ordin medical. Vedeți, noastră, în Danemarca nu există doamna XXXXL care spune că nu e bun vaccinul. Acolo totul se raportează la o singură autoritate, cea medicală. Nu primul ministru coordonează, nu un consilier de securitate, ci cel al medicinei, al sănătății. El e coordonatorul campaniei și așa mai departe. Pentru România ți se pare... În România. Pentru România ți se pare o măsură bună? Complicat. O măsură bună, da, pentru că cu bau-bau merge. Mm-hmm. Da, așa om fi noi românii învățați. Deci asta e un fel de bau-bau. Cineva. Da, e vorba de bau-bau. De o constrângere și cam atât. De-aia funcționează. Auzeam mai devreme că o doamnă voia și 100 de lei și mai... s-au mai dat și mici pentru a-ți face vaccinul. Dar mie așa funcționează, nu merge chestiunea de mentalitate, de a crede într-un act medical sau într-o soluție medicală, ci pur și simplu ori bau-bau, ori dacă îmi dai ceva, fac dacă nu. Ați văzut recent, mulțumesc tare mult, Bogdan, ați văzut recent că a apărut un sondaj în care se arată că majoritatea românilor nu cred în știință. Nu știu cum a fost exact făcut, sigur că asta poate să vină și din modul în care sunt adresate întrebările, dar părea foarte ciudat sondajul respectiv în ce ne privește ca atitudine. Cum să nu crezi în știință când în fiecare zi suntem înconjurați numai de rezultate ale științei? Adică, domnule, inclusiv telefoanele sau... Toată lumea are un telefon. Toate alea sunt făcute de știință. Dan Gelban spune pe Facebook că în Danemarca nu se mai cere momentan certificatul verde, dar până acum câteva luni era obligatoriu. Dacă voiai să mergi la frizer, masaj sau orice altă activitate, chiar și restaurant. Da, vorbim de etape diferite ale bolii în cele două țări. Marius, salutare! Ai venit la Europa FM, la România în direct. Bună ziua! Salut, domnul Cătălin, și tuturor invitaților, ascultătorilor. Am puține emoții, prima oară venit în direct. Ia-ți ce bine! Da, din punctul meu de vedere, nu știu, mi se par prea mari discrepanțele în acest certificat verde și prea mare constrângerea, pentru că, ok, am înțeles că lumea trebuie să se vaccineze și la noi în țară merge doar cu biciul, dar restricțiile sunt doar pentru cei nevaccinați și vaccinații tot dau boala, adică da, nu văd aceste restricții ca fiind oprirea pandemiei. E o constrângere spre vaccinare și da. Ok,
lucrul acesta o să facă, se vaccineze, să spunem, 1.000.000, 2.000.000, dar ceilalți o să fie mult mai nemulțumit. Pentru că nu mi se pare normal ca un om care poate să se testeze, că practic asta e certificatul verde. Ei l-au scos. De ce? N-am înțeles. Ca să te oblige să treci prin vaccinare, pentru că testarea doar constată, aici vorbim pe șleau, da? Testarea doar constată o stare a ta, dar nu te păzește niciun fel. Adică, dacă iei boala respectivă, poți să faci forme grave, să ajungi la ATI, să blochezi spitalele și o transmiți mai abitir mai departe. Acum, boala asta foarte probabil o să rămână între noi. Vaccinații o vor, cum să zic, suporta în cele mai multe cazuri ca o răceală obișnuită. Asta e ideea către care se tinde. Sau asta e teoria, să spunem așa. Bine, asta... Și noi mulți sperăm că așa va fi. Adică e o armă. Tu cum vezi că ar fi trebuit făcut? Asta sperăm cu toții, dar toată lumea scoate din considerare și imunitatea naturală. Ok, sunt de acord. Boli grave, de fapt multe boli, că de asta și moare lumea de virus, dar totuși nu putem să scoatem din context și imunitatea naturală pe care poate să aibă om. Da. Ieri m-am întâlnit... Uite, hai ne să spun. Ne vaccinăm. O să ajungem la câta doză ca să ne vaccinăm? Nu știu, poate o să schimbăm. O să trecem vreodată peste această pandemie. Știi că există și vaccin antigripal, nu? Adică ăla în fiecare toamnă, țac, pac, ți l-a făcut. Da, corect asta. Da. Ieri... Nu am nevoie de booster sau de alte lucruri. Uite-te, o secundă. Ieri m-am întâlnit cu un amic vechi, un inginer deosebit, un om care... N-a apucat să-și facă vaccinul din cauza unei boli la un moment dat și pur și simplu a întârziat și a prins boala. A trecut foarte greu, 11 zile chinuitoare. Acum are imunitate naturală și o tuse de care nu mai scapă și de care e speriat tot timpul. Da, asta, nu știu, eu am cazuri și vaccinații. Am trecut prin boală care de vreo 2 luni de zile au o tuse și rămân. Adică reacții și reacții. Acum, nu putem să luăm un singur exemplu, că așa nu ne-am mai vaccinat sau ne-am vaccinat tot. Vrei tu să fii exemplul ăla? Adică înțelegi de ce e poate un pic mai bine așa? Da, nu știu dacă pentru populația României e așa. Stai că-l pierdem. Pentru că s-a văzut din toate restricțiile și de cum a început campania de vaccinare. În punctul meu de vedere, campania de vaccinare trebuie făcută de doctor, de specialist, să explice absolut orice fake news sau alte lucruri. Și lumea cred că poate înțelege. Uite, da. Fake news aici pe Facebook, îți mulțumesc. Zice cineva pe Facebook că s-a procedat invers între tratament și vaccin. Trebuia întâi tratament, dar sunt mai mulți bani la vaccin. Dimpotrivă, tratamentele pe care le avem astăzi sunt mult, mult mai scumpe. Adică dozele alea de anticorpi monoclonali sau cum se cheamă, ajung la câteva mii de euro. Da? Și ca să dezvolți tratamentele alea respective, mai trebuie câteva milioane, sute de milioane de euro. Omenirea avea deja mașinile cu care făcea vaccin. Vaccinul este o chestiune simplă. Oamenii ăștia deja cercetau, adică sunt cercetări avansate pe tot felul de vaccinuri de ani de zile. De ani de zile se lucra la ARN mesager. Asta a fost doar o oportunitate. Este mult mai simplu să faci un vaccin decât să găsești tratamentul potrivit la o boală pe care nu o cunoaștem întru totul. De-abia acum se lucrează la niște tratamente și nici despre alea nu suntem foarte convinși că sunt cele mai bune sau cele mai potrivite pentru boala asta. Nicu, salutare, ești la România în direct. Salut ție, salut tuturor celor care ascultă. Încep prin a spune că, și a vă spune că săptămâna trecută mi-am făcut a treia doză de Pfizer, după ce pe 20 ianuarie am făcut prima. Pe 20 octombrie am făcut cea de-a treia doză. N-am făcut niciuna dintre aceste trei doze. N-am avut niciodată sentiment de teamă sau cea mai mică doză de teamă. Pur și simplu am fost conștient că nu are cum să facă mai mult rău decât a nu o face. Lucrul ăsta au făcut-o și cei din familia mea și nu am avut până acum niciun simptomă, nu am avut nici măcar o zi de emoții sau de, eu știu, elemente care să ne ducă cu gândul că am putea avea această boală. Și de astăzi? Am constatat,
Așa. Am constatat că săptămâna trecută când am făcut a treia doză, un individ foarte recalcitrant era foarte revoltat de faptul că a stat jumătate de oră și a așteptat să-și facă primul vaccin. Iar în momentul în care i-am spus în față că a stat un an de zile, iar acum nu poate avea răbdare jumătate de oră, a înghițit în sec, a tăcut din gură și a stat liniștit în continuare la rând pentru a-și face prima doză, pe care nu știu dacă o făcea din teamă de a nu merge sau de a nu mai putea intra în vreun magazin sau de teama faptului că în jurul nostru mor foarte mulți oameni. Foarte pentru că și asta este un element care i-a dus pe mulți la vaccinare cu prima doză. Faptul că în jurul nostru mor oameni cunoscuți, prieteni, rude, vecini, pe mulți i-a speriat, într-adevăr, că apropo de Baubau de mai devreme, de care spuneau celălalt ascultător, pe mulți i-a făcut să vină la vaccinare. Este păcat că s-a ajuns aici și că mentalitatea românului, uite, este ca și cea care merge pe principiu că mai bine îmi repar mașina decât să-mi fac asigurare, că e mai... mai ieftin, poate n-ai nevoie. Poate n-ai nevoie. Poate n-ai nevoie, cine poate știe. N-ai nevoie. Poate nu mă lovește, poate nu lovesc. Dar cred că seamănă într-o anumită măsură raționamentele astea. Mai bine mă vindec. Nu contează, că nu mă costă. Până la urmă, în spital, dacă ajung, nu prea îi costă pe cei care ajung în spital. Dar decât să-mi fac vaccinul despre care nici nu știu nimic, îmi dau cu părerea... nu știu dacă îmi face rău, am auzit un caz care a murit un cetățean din Argeș, dar până la urmă s-a dovedit că avea comorbidități, a murit după ce și-a făcut vaccinul și de acolo am tras concluzie generală, adică sunt lucruri care pe român l-au bulversat și asta pleacă un pic și de sus. Uite un pic aici mesaj de la doamna Mariana Chiș. Domnule Striblea, din păcate aveți aceleași setări ca și ceilalți jurnaliști. Sunteți foarte convins că vaccinul e soluția, deși în UK începe valul 5, în ciuda faptului că sunt vaccinați peste 80% din populație. Bun, stai că mi-a plecat mesajul de sub ochi, dar ai prins ideea. Și zic așa, da, în UK sunt în continuare multe îmbolnăviri, dar mă uitam ieri, alaltă ieri, că spitalizările... sunt cele de ATI, sunt mai puține ca în România, ca și numărul de morți. Nu cumva acesta să fie scopul? Stau să mă întreb eu. Și de ce cred că vaccinarea e o soluție? Eu cred că e o încercare pe care trebuie să o facem. Nu cred în imunizarea naturală cu 500 de morți pe zi. Asta ca să-i răspund doamnei Mariana Chiș. Duceți-vă și stați de vorbă cu oamenii care acum s-au imunizat natural prin secțiile ATI. Eu asta vreau să evit. Adică dacă vi se pare firesc ca moartea unor semeni de-a noștri să fie calea spre a trece de boala asta, eu zic că, nu știu, nu e o soluție. E ceva de reglat. E ceva de reglat în modul nostru de a gândi. Dar problema pleacă și din această degringoladă care provine din rândul celor care ar trebui să ne trimită niște reguli foarte stricte, clare, pe care nu mai au cum să spună că le-au făcut pe genunchi sau le-au făcut neștiind ce au de făcut, pentru că au trecut deja aproape 2 ani de când aveau timp în care puteau să stabilească niște reguli, niște criterii pe care doar să le pună în aplicare la momentul la care considerau că este oportun. Nu acum să ne gândim de azi pe mâine să mai uităm să trecem în monitorul oficial un paragraf sau mai multe dintre cele necesare sau importante și să dăm vina unii pe alții, nimeni să nu fie vinovat, românul ce poate să concluzioneze? A, acolo e brambureală va fi și la intrarea în orice magazin, așa cum astăzi dimineața am intrat în Dedeman fără să mă întrebe nimeni nimic. Corect măcar... ar fi fost să te întrebe în tipul acesta de magazin. Păi știu, ieri am intrat dimineață, astăzi am intrat dimineață, nici măcar o simplă întrebare, nici măcar doar faptul că aveam mască, nu s-a simțit nimeni, dar nu a fost nici măcar cea mai simplă întrebare de a vis-a-vis de aceste noi reguli. Ceea ce mi s-a părut un pic, apropo și de atitudinea Poștei Române, care a declarat că nu va avea nicio problemă în a primi oameni care nu au fost vaccinați. Eu nu vreau să ne separăm în două
categorii de români. Cei vaccinați și cei nevaccinați. Dar uite că degringolada asta duce și la orizontală, se extinde la orizontală și se ajunge la aceste separatisme, care nu mi se par normale. În loc să conștientizăm că a pune umărul unul lângă altul, am putea să diminuăm și să accelerăm acest proces de vindecare a nației, noi stăm și ne punem cap în cap sau corn în corn și care împinge mai tare. Mulțumesc tare mult! Lumea e convinsă că în alte țări sunt tone de tratamente pe care România nu le are. E posibil să existe multe alte tratamente pe care România s-ar putea să nu le aibă, să nu și le permită sau să nu fie ajuns la momentul distribuției. În același timp, fiți sigur că tipurile de medicamente care apar vor ajunge și în România. Întrebarea pe care trebuie să vă puneți este ce facem dacă ajung mai târziu decât în alte țări. De asta e, cum să zic, mai simplu cu vaccinarea și mersul în comun. Salutare, Monica, ești la România în direct. Bună ziua! Situație 100% reală. Micul întreprinzător, cu puncte de lucru în București, în centru comercial și punct de lucru în Petroșani. Eu m-am vaccinat de mult, din aprilie. Recunosc, m-am vaccinat ca să mă duc în vacanță și să nu plătesc PCR-ul. Recunosc că l-am plătit, pentru că nu era recunoscut, era Egipt. Echipa mea de la București s-a vaccinat toată, fără nicio problemă. La Petroșani, punct de lucru în centru comercial, nu vor să se vaccineze. Ok. Lucrătorii deocamdată nu s-au obligat. Nu nimeni din acel centru comercial să se vaccineze. Adică cum mă întrebi tu pe mine de vaccin în condițiile în care tu nu ai vaccinul paznic? Dom'le, asta e situația, asta e legea, ce să facem mai departe? La un moment dat, să știți mână, că și la, la un moment dat și paznicul se duce la magazin, dacă nu la lui, se duce la altul. Se discută în Parlament, dacă nu mă înșel, chiar astăzi, chestiuni legate de obligativitatea vaccinării la locul de muncă. E posibil, știți, că s-a inițiat o lege mai curând pe persoană fizică, guvernul nemai fiind abilitat în sensul ăsta, e posibil să iasă ceva din Parlament. Am văzut o declarație de la PSD care zice că nu susține sub nicio formă chestiunea asta. Sigur, PSD pedalează pe pandemie, că probabil dacă se scriu mai mulți morți acolo, iese mai bine în procente. În fine, fiecare cu ale lui. Te rog. Alt aspect. Iarăși, nu se vorbește pe înțelesul maselor. Vrem, nu vrem, noi avem toaleta în fundul curții și nu avem și avem internet. Da? N-ar trebui așa. Eu sunt de acord cu milionul la ăștia care nu vor să vaccineze. A fost coadă la Bucurobor duminică. Crezi că de la milion a fost coadă? Da. Sunt convinsă. Adică limbajul este sec, nu e pe înțelesul maselor. Acum, deci noi care avem 40% analfabetism funcțional, nu ar trebui să vorbim totuși... Ba da, ar trebui. Asta i s-a spus onor guvernului Câțu de foarte multă vreme, că trebuie să renunțe la abordarea politică a prezentării vaccinării și a o face pe cuvinte sau cu cuvinte pe care toată lumea să le înțeleagă și cu oameni pe care lumea să înțeleagă. Domnul Câțu a vrut să se pozeze la cafea vorbind despre vaccin, credibilitatea domniei sale nefiind dintre cele mai înalte și în general a politicienilor nefiind o credibilitate foarte mare. Adversarii acelor politicieni vor privi destul de rău lucrurile astea. De asta era mai bine ca aceste mesaje să le transmită alți oameni. Dar astăzi, la România în direct, eu vă întreb așa. Cum funcționează, domnule, certificatul verde în România? Unde vi se cere și unde nu? Și vă întreb dacă apariția acestui tip de reglementare este cea care impulsionează vaccinarea zilele astea. Călin a venit la Europa FM. Salutare! Salut! Eu astăzi încerc să vă povestesc despre o aberație a certificatului verde de care mă lovesc. E posibil să apară. Da. Nu sunt anti-vaxxer. Am dus muncă de convingere cu părinții, cu toți din jurul meu ca să se vaccineze. Eu cu soția mea n-am avut posibilitatea, datorită unor tratamente, să ne vaccinăm. Vroiam să ne vaccinăm oricum în toamnă, dar s-a întâmplat că la începutul lunii septembrie să ne îmbolnăvim. Uh-huh.
Un semn de exclamare pe care aș dori să-l trag, mă scuzați, am puțin emoții, sunt obișnuit să vorbesc la radio, așa? Un semn de exclamare pe care aș dori să-l trag e faptul că în primele 3 zile de simptome, chit că noi ne-am izolat, adică eu am început cu simptomele, testele au ieșit negative la mine, de-abia în a 4-a zi mi-a ieșit testul pozitiv. Probabil atunci, așa, când încărcătura virală a fost mai mare. Exact, exact. Ei, am sunat la ambulanță, a venit ambulanța, ne-a testat, noi oricum eram izolați în casă, sau m-a testat pe mine, pentru că eu aveam simptome, aveam și un test rapid pozitiv. Pe urmă, după vreo 3 zile, a intrat și soția mea și eu în izolare, oficial, adică începând din ziua testului, 14 zile, în total vreo 3 săptămâni, soția mea și mai mult un pic. Și când au început simptomele, în cazul soției mele, am chemat și pentru ea ambulanța pentru testare oficială, PCR. Noi ne putem să plecăm. Ne-am trezit că testul PCR și testul rapid făcut de ambulanță, i-a făcut 2, au fost ambele negative. Deci nu au fost pozitive. Deși avea simptome. Așa. Deși avea simptome. Nu avea gust, miros, toate simptomele specifice ca la carte. Eu am avut o formă foarte ușoară, la fel și eu o formă ușoară, dar mai lungă. Așa. După ce am ieșit din izolare, la 3 zile ne-am dus la o evaluare post-COVID. La ea se vedea afectare pulmonară. S-a făcut și test de anticorpi post-boală, deci nu spike, care a ieșit negativ. Ceea ce era și normal, pentru că anticorpii post-boală se dezvoltă sau apar în teste de abia după 10 zile. Iar săptămâna trecută, adică la aproximativ 2 săptămâni după ce s-a făcut acel test, s-a făcut din nou testul post-boală într-un laborator care a ieșit pozitiv. Adică cel din spital a ieșit negativ. Semn foarte clar că a trecut prin boală. Ok. Acum, și voi n-aveți certificat verde, în mod evident, pentru că nu. Da, și ea nu. Eu personal am, pentru că mi-a ieșit testul de la ambulanță, mi-a ieșit pozitiv, dar ea nu și nici nu poate să-l obțină. Chit că există acel test negativ, adică există dovada că a trecut recent prin boală. Există acel test negativ într-un spital oficial. Am auzit și pe cineva de dimineață fix cu aceeași problemă, că avea anticorpi, nu fusese declarat, n-avea test, nu fusese declarat bolnav. Și acum asta are de rezolvat statul român. Este posibil ca foarte multă lume care a stat acasă sau nu s-a declarat sau care e într-o situație de asta birocratică complicată să nu beneficieze de certificat verde. Da, și statul ar trebui să ia în calcul faptul că dacă ai anticorpi în organism, să-ți poate elibera un astfel de certificat, pentru că anticorpii aia nu vin din aer așa. Aberația mare e faptul că a stat în izolare. Am sunat la ambulanță să vină să o testeze oficial, adică nu ne-am ferit, din contră, ne-am anunțat toate cunoștințele. Vedeți că avem, vedeți pozitivă, vedeți așa. În lângă asta, medicii nici nu recomandă atât de rapid după boală vaccinarea. Da. Trebuie să treacă o perioadă. Că în prima fază am zis, nu e nimic, lasă că mergem și ne vaccinăm. Sau mergem și se vaccinează. Opa, nu, că nu e foarte recomandat acum. Ar fi bine să mai treacă puțin. Uite... Săptămâna trecută a pățit o chestie, a avut de făcut un drum de vreo 400 de kilometri, a intrat în 3 restaurante, în acele 3 restaurante i s-a cerut certificatul verde, nu-l aveam și aveam emoții seara la 12 când a ajuns în orașul în care trebuia să ajungă dacă o primește la hotel. Da, e o situație neplăcută. Uite, rugămintea mea, Călin, și îți mulțumesc tare mult pentru mesaj. Le voi spune și colegilor de la știri și sper să avem un răspuns de la autoritățile române, că e clar o situație întâlnită. Sunt oameni care au anticorpi, din rațiuni birocratice nu sunt în sistem, sau poate din rațiuni de neînregistrat, oameni care au trecut prin boală, forme ușoare și n-au mai sunat la salvare, n-au mai sunat nicăieri. Dacă ai anticorpi, ce ar trebui? Cum ar trebui să facă statul român? Cred că, teoretic, ar trebui să îi ia în calcul pe acești oameni la eliberarea unui certificat verde. Așa mă gândesc eu. Dar vom cere opiniile unor specialiști ca lucrurile să fie cât mai clare și să existe semnalul acesta dinspre populație către cei care iau această hotărâre. Florin, salutare! L-avem? Parcă nu-l avem.
Ba da, l-avem. Salut, Florin. Alo, bună ziua. Bună ziua. Salut, Cătălin. Vreau să încep prin a spune că sunt o persoană vaccinată și sunt pro-vaccinare. Însă aș vrea să ridic o speță care pe noi vaccinații ne avantajează și pe cei nevaccinați dezavantajează, iar statul a făcut acest lucru, nu știu din ce coincidențe, dar oricum, din punctul meu de vedere și cred că mai multora nu este ok. Un copil este testat pozitiv, tatăl a apucat să facă prima doză, nu a apucat să facă și a doua doză, intră în izolare, mama are schema completă de vaccinare și nu intră în izolare. Adică nu îi se dă posibilitatea de a intra în izolare. Știu. Cei care sunt vaccinați au acest drept. Așa a gândit statul român, că nu trebuie să stea în carantină. Am întâlnit și eu cazuri de genul dar acesta. Dar această carantină nefăcută la vaccinat, deși este vaccinat și are dreptul, se știe foarte bine că persoanele vaccinate pot să ia boala și în același timp să o transmită. Sunt perfect de acord cu tine, dar îți spun alt lucru. Și aici nu știu cum a gândit statul și nu iau apărarea. Poate ar trebui să modifice și să-i țină în casă. Dar mai există o chestiune. Nimeni nu te obligă să ieși. Eu am prieteni care au fost în situația asta... Dar la muncă, eu dau exemplul meu, care sunt vaccinat, da? Dacă eu nu primesc oficial de la stat că nu trebuie să mă duc la muncă, că sunt în izolare, da, iar angajatorul meu nu acceptă faptul că, bă, eu totuși sunt contact și vreau să stau acasă, nu, tu trebuie să vii la muncă, eu ori trebuie să-mi iau concediu de odihnă, ori mă dă afară dacă vreau să stau acasă. Sau uite, trebuie să mă duc la eu muncă, am auzit, dar serviciu. Asta nu e împinsă la extrem? Adică atât de căpoși sunt patronii din România? Dar totuși, de ce și eu am muncă momentul? Și eu am șef și eu am patron și dacă le-ar zice acum, băi, nevastă mea sau un amic de-a meu care m-a întâlnit, am văzut aici situații de astea. Primul reflex al conducerii de aici a fost să ne trimită imediat acasă pe colegii de mei care sunt contact direct. Majoritatea sunt așa, dar gândiți-vă că sunt cel puțin în anumite domenii care au avut de suferit în acest an, sunt care nu-i lasă pe angajat să se testeze ca nu cumva să iasă pozitiv și așa mai departe. Deci există anumite lucruri. Aici trebuie să avem totuși la liberul arbitru al angajatorului. Da, aici ai dreptate. Și nu se reglementează cum a fost înainte, adică ar trebui să fie reglementat. Da. Și mai este încă un aspect care aș vrea să ridic. La fel, noi avem voie să intrăm peste tot unde vrem noi, ca și vaccinați, dar pe cei unde mergem noi, în mall-uri, în magazine, în ce vrem noi, nu suntem singuri că persoanele cu care ne întâlnim sunt vaccinate. Adică au pus doar condiția să primim doar pe cei vaccinați și pe cei nevaccinați să fie limitați, dar cei care lucrează în mall-uri, de exemplu, nu sunt obligați să facă vaccinul ca să lucreze în mall. Da, e adevărat. Dar să zicem că într-o zi se vor duce și ei, vor avea nevoie de un loc în care li se cere vaccinul. Adică și ei sunt cetățeni. Da, dar el are dreptul să intre că este angajat în mall și să-și cumpere ce vrea el. Acum vine o lege de din urmă, ca să zic așa. Da, dar cea mai importantă este legea asta altă, cu noi vaccinații care totuși umblăm liberi și putem transmite boala, iar statul nu face absolut nimic pentru a opri din acest punct de vedere. Ai dreptate. Chiar dacă sunt vaccinat. Ai dreptate, îți mulțumesc și de asta eu îndemn către responsabilitate. Ești în situația asta, încearcă să o rezolvi. Dacă patronul tău este irresponsabil, își asumă niște lucruri mult mai grave. Da? Iarăți, poți să-i arăți testul PCR al contactului tău direct și poți să-i atragi atenția, băi, o să îmbolnăvesc pe cineva aici dacă vin. Îți asume asta ca în loc de un om care e plecat să ai vreo 10 care sunt plecați? Clubul de fotbal FCSB, cunoașteți modalitatea de lucruri de acolo, nu? Cătălin, salut, ești la România în direct. Salut, bună ziua, Cătălin. Avem același nume amândoi. Salut, Tizule. Încep prin a spune că eu consider că este greșit faptul că tu personal ești promotor al vaccinării. Voi sunteți o voce publică, voi sunteți vocea națiunii, voi sunteți modalitatea în care oamenii își pot comunica între ei. Este cât greșit să ții o parte sau cealaltă. Eu nu sunt nici pro-vaccinare, nici anti-vaccinare. Eu consider în felul următor. Eu cred că vaccinarea este o decizia de a te vaccina sau de a nu te vaccina, este o decizie pe care noi o luăm
la nivel, la nivel subconștient, este o decizie pe care o ia instinctul nostru de apărare. Da. Nu, toate celelalte argumente pe care își aduce fiecare ca să susțină de ce se vaccinează și de ce nu se vaccinează, sunt doar argumente. Ceea ce se întâmplă este de fapt că omul se teme sau nu se teme, sau decide să bată de unul singur cu boala, să decide că e mai bine pentru el imunitatea naturală. Cât a trecut de când avem? Cât a trecut de? Noi ne-am transformat în două tabere și este foarte important de punctat un lucru. Persoanele care s-au vaccinat, ele nu mai pot alege dacă sunt sau nu din altă tabără, pentru că ele s-au vaccinat deja. Cât timp a trecut de când avem vaccin? Cât timp a trecut de când avem vaccin? Deci este irrelevant Nu, răspundem la întrebare. Cât timp a trecut de când avem vaccin pe lumea asta? Sau în țara asta? Da, de când putem face? Eu nu contest conceptul de vaccinare. Ascultă-mă o secundă. Sunt 10 luni de când în țara asta se face vaccinare, nu? Da. Sunt 10 luni. Metoda propusă de tine, alegerea propusă de tine, funcționează în România de 10 luni. Funcționează bine? Te referi la numărul de îmbolnăviri? Și de morți. Funcționează bine? Păi, e ok pentru tine? Eu te întreb, e ok metoda propusă de tine acum în direct, în fața 500 de mii de oameni, funcționează bine? Cătălin, metoda asta, deci eu personal nu pot fi constrâns să aleg modul în care îmi protejez viața mea de o lege. Eu te întreb dacă metoda propusă de tine, eu te-am întrebat dacă metoda propusă de tine funcționează bine. Deci este irrelevant, dacă vrei un exemplu. E irrelevant? De la cât în sus e irrelevant? 1000 de morți pe zi? Exemplu, stai că vin și 1000 de morți pe zi. Îți dau un răspuns. Da. Îți dau un răspuns. În momentul de față, în Singapore, țară care are peste 85% de persoane vaccinate, uitați-vă care este rata de infectare în Singapore în momentul ăsta. Da, crește, pentru că Singapore a renunțat la restricții. Persoane cu două doze. Singapore a renunțat la restricții. Singapore a renunțat la restricții de o bună bucată de vreme. Deci, în momentul de față în Singapore, uitați-vă că este online, este toată luna. Are 3174 de cazuri pe zi. Și uitați-vă la cum au crescut infectările în ultimele săptămâni. Da, de când din iulie, de când s-a renunțat la restricții. Ceea ce vreau să subliniez este că nu este dovedit faptul că vaccinarea este o metodă care va funcționa. Suntem abia în al doilea an de când ne confundăm cu virusul ăsta. Nu știm exact în ce fel va funcționa. Sunt tot felul de informații. A fost dezbaterea de la FDA în America 8 ore. Știi câte morți sunt în Singapore? Deci am urmărit dezbaterea de la FDA din America. Știi câți morți sunt în Singapore? Bun, dacă vrei să ne luăm după... Păi nu, tu ai invocat argumentul ăsta. Îți spun eu, da. 14. Deci asta ce justifică faptul că vaccinarea este ok? Nu știu, mi se pare o cale mai bună. Deocamdată. Dacă vrei să ținem cont de părerea specialiștilor, hai să ținem cont de părerea celor de la FDA. A fost o dezbatere care probabil că știi despre ea. A durat 8 ore, eu am urmărit-o integral, în care 19 persoane de foarte, nu știu, din toate domeniile medicale, persoane complet obiective, deloc implicate financiar în vreo ceva, au votat două lucruri. Unul, dacă persoanele peste 65 de ani să se vaccineze cu a treia doză, și a doua, dacă persoanele sub 65 de ani să se vaccineze cu a doua doză. Deci dacă noi nu suntem în stare să ținem cont de o dezbatere purtată între 19 dintre cei mai de seamă persoane din domeniul medical. Și ce au hotărât? Nu avem voie să ne dăm cu părerea unul cu celălalt. Eu asta vreau să spun. E o discuție interminabilă. Punctul meu de vedere este următorul. Este foarte frustrant și absurd ca cineva să mă constrângă ca eu să-mi protejez viața mea în modul în care el decide că e corect.
poate e mai bine să mă vaccinez. Poate e mai bine să nu mă vaccinez. Instinctul meu de supraviețuire îmi spune da, ceva. Asta este metoda individuală. Mulțumesc. O să continuăm această dezbatere. Știu că mai erau pe linie Maria și Adrian, dar astăzi, din păcate, nu mai avem vreme. Metoda ta, Cătălin, funcționează. A funcționat până ieri în România. Nici acum nu există constrângere la vaccinare, că nu există obligativitatea vaccinării. Există doar o separare de genul ăsta. Te înțeleg? Știu că așa sunt construite societățile occidentale. Întrebarea mea este, nu vrei să vezi cum funcționează și cealaltă metodă? Adică, bun, ok, am înțeles. Vreme de 10 luni s-a făcut cum s-a dorit și opțiunea individuală rămâne cea mai importantă în democrațiile noastre. Hai să vedem o lună, două, 30 de zile cum funcționează treaba asta la altă. Dacă niște oameni scapă cu viața mai bine sau unde? Până unde mergem cu opțiunea individuală? Întreb. Cum ne organizăm ca societate? Despre asta e vorba, nu despre luarea unei libertăți și despre un tip de construcție. Gata, trebuie să închei, da? Gata, astăzi încheiem. Îmi pare rău că n-am mai avut vreme să vorbim și cu oamenii care erau acolo. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă tuturor. Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM.